My loves, ce faceți? Am revenit cu un clip de favorite după pauză de o lună. Știu că le-ați simțit dorul favoritelor mele și eu, sinceră să fiu, dar n-au fost prea multe și nici luna asta nu sunt prea multe, deși la începutul lunii aveam așa o listă foarte extinsă de favorite, dar am redus-o foarte mult pe final, am redus-o foarte, foarte tare când m-am apucat așa să mă gândesc la favorite. Și trebuie să încep prin a vă avertiza că voi pronunța floare de Neroli de cel puțin 150.000 de ori, așa că dacă vreți să faceți un drinking game, e momentul potrivit. Da, luna asta a fost inspirată de floare de Neroli, cum vă ziceam și într-un daily vlog anterior, nu știu, penultimul sau ceva de genul acolo, vă povesteam că am o problemă cu floare de Neroli, îmi place foarte, foarte tare, știam de mult timp că îmi place foarte tare floare de Neroli, dar în ultima perioadă am devenit cumva obsedată de ea și a devenit o misiune să găsesc produse cu floare de Neroli, cu miros, cu parfum de floare de Neroli, adevărat, pentru că, din păcate, foarte mulți confundă, spunând floare de Neroli, toată lumea știe că e floare de portocal, dar sunt mulți care au impresia că floare de Neroli înseamnă mirosul de portocală clasică, ceea ce nu e adevărat, n-au nicio treabă, nu miros la fel și n-au nicio treabă, n-au nici în clinici în mânecă. Floare de Neroli are un parfum deosebit, aerat așa foarte frumos, pe când portocala miroase portocala citric. Și scopul meu în viața asta nu este să miros a detergent de pardosele, ci să miros a floare de Neroli și casa mea să miroase a floare de Neroli. Ce a declanșat toată obsesia asta a fost acest săpun de la Lux Botanicals, pe care îl găsiți și în magazine. Eu l-am luat din Carrefour și chiar trebuie să recumpăr, că mai am foarte, foarte puțin și o să cumpăr și gelul de duș, pentru că are și gel de duș, am înțeles că vine și un gel de duș. Am văzut reclama la TV după ce l-am cumpărat și sunt super happy pentru că miroase super, super bine. E exact mirosul ăla de floare de Neroli pe care îl caut. Este floare de Neroli cu ilang ilang. Habar n-am cum miroase ilang ilang, dar știu cum miroase floarea de Neroli și miroase minunat și o ador și îmi place la nebunie. Îmi place combinația asta foarte tare și este exact mirosul pe care aș vrea să-l am în toată casa. Mai era ceva similar, cu miros similar la sabon, parcă un ulei de duș, un gel de duș, ceva de genul ăsta, că cred că avea o gamă din aia. O să trec și pe acolo să vedem dacă găsesc ceva interesant, dacă mai există gama aia. Dar da, este absolut divin parfumul ăsta și îmi place și ăsta, cum ziceam, a declanșat toată nebunia asta, care în acel daily vlog de care vă ziceam, a constat în a lua eu mai multe produse de pe makeup.ro care ziceau că au floare de Neroli. Acesta este un spray de corp pe care l-am folosit foarte, foarte mult în ultima vreme. Ăsta este spray de corp cu Neroli și sare de mare și miroase absolut divin. Nu este similar mirosul cu cel de la săpun, dar se vede că baza aia de Neroli este acolo. Și îmi place foarte tare și cu toate că este un spray de corp și nu are o persistență deosebită, adică, nu știu, după jumătate de oră nici nu-l mai simți, ce fac eu cu el este să îmi pulverizez pernele seara înainte de a dormi și este divin. Deci este, efectiv zici că te-ai dus la mare, te-ai transportat, nu știu, într-o zonă din asta tropicală, la mare, unde sunt foarte multe flori din astea de portocal și miroase super bine și miroase și ea plaja mare, dar miroase și a floare de portocal și e minunat mirosul ăsta. Am și gelul de duș, dar nu știu ce s-a întâmplat cu gelul de duș, că parcă și-a pierdut parfumul. Deci după ce l-am folosit o perioadă de timp, parcă nu mai e la fel de parfumat, se mai simte ceva acolo, dar nu mai e la fel. Prin urmare, nu-l băgăm în seamă, nu vorbim despre el astăzi, vorbim despre ăsta, care, cu toate că nu e persistent, pentru mine este suficient. Și tot în daily vlogul ăla vă arătam și un hidrolat de Neroli, care pentru mine este un toner, că practic asta face, este ca un toner. Citind eu așa despre beneficiile acestui hidrolat de Neroli, zice că ajută la prevenirea inflamației sau reduce inflamația și îmi place foarte tare că în primul rând vine într-o sticluță de sticlă. Este de la un brand pe care n-aș ști să vi-l pronunț. Oricum vă fac un close-up și vă arăt. Și practic îl folosesc dimineața și seara, de regulă,
înainte de a aplica produsele de make-up și de skincare. Și este foarte răcoritor. Acum, dacă face efectiv ceva, nu știu, eu am senzația că în ultima perioadă fața mea este cumva mai umflată. S-ar putea să fie de la magnifica mea circulație, care este absolut divină în ultima vreme și funcționează la perfecție. Dar mă rog, asta e un subiect pentru altă dată. Nu știu dacă mi-ajută fața să nu mai fie atât de inflamată, dar este răcoritor, este relaxant. Are un miros destul de interesanțel, nu seamănă nici cu săpunul, nici cu spray-ul de corp, deci miroase așa, interesanțel, nu pot să zic că e un miros deosebit, dar îmi place pentru relaxare. Dacă face ceva, repet, habar n-am, dar cert e că mă relaxează și asta e tot ce contează. Apoi trebuia să am două produse, doar că pe unul l-am terminat de dimineață când mi-am făcut duș și este vorba despre nou șampon și balsam de la Elsev Dream Long. Este o gamă nouă pe care au lansat-o recent, o lună, două, cam așa să aibă. Știți, dacă mă urmăriți de ceva timp, că eu nu mă înțeleg aproape deloc, dacă nu chiar deloc, cu șampoanele de la Elsev. Singurele pe care le suportă scalpul meu și părul meu sunt ăla cu ulei extraordinar, a cărui, by the way, ulei din ăla de păr este absolut divin și este cel mai bun din partea asta de drugstore din câte am încercat. Și cel mov, cel pentru tonerul, cel pentru a-ți scoate reflexiile alea verzui din păr sau galbene din păr pentru părul blond. Aia două, da, sunt ok, nu mi încarcă părul, nu mă îngrașă scalpul, nu am nicio problemă de la ele. În rest, celelalte șampoane câte am încercat de la Elsev, niciunul nu mi-a plăcut. Ei, se pare că s-a mai adăugat la tabăra șamponelor care îmi plac ăsta și balsamul, bineînțeles, dar v-am zis că l-am terminat. E un șampon pe care l-am folosit aproape zilnic, am sărit în zilele în care foloseam șamponul nou. În rest, l-am folosit zilnic și nici nu mi-a uscat scalpul, pentru că iarăși este o problemă. În momentul în care te speli zilnic pe păr, e o problemă. S-ar putea să-ți usuci scalpul dacă nu folosești produsele potrivite sau să-ți încarci foarte tare părul dacă produsele sunt mult prea grase, mult prea emoliente. Asta n-a făcut niciuna, nici alta. Din contră, după cum vedeți, mi se pare că părul meu arată chiar foarte, foarte bine. Evident, folosesc și ulei de păr după ce mi usuc părul, dar asta e partea a doua. Ca idee, nu mi-a uscat scalpul, nu mi-a deshidratat scalpul, deși m-a spălat zilnic, nici nu mi-a îngrășat și nu mi-a încurcat și nu mi-a îngreunat părul, nici nu mi-a dat aspectul ăla de păr îmbâxit, ceea ce a fost minunat. Și având în vedere istoricul meu cu Elsev și tot ce v-am spus mai devreme, nu pot să mă bucur decât că s-a mai adăugat un șampon la categoria de șampoane favorite pe care părul meu le suportă, pentru că se pare că e mai capricios decât credeam eu. Ceva ce a intrat în favoritele mele recent, adică pe final de lună, când am venit de la mare și îmi place foarte tare și acum îmi pare rău că nu am luat mai multe, și este această cremă de picioare de la Victoria Beauty, este cu extract de melc și dacă ați văzut vlogul meu de la mare, știți că vă ziceam că bulgarii sunt puțin obsedați de tot ce înseamnă extractul de melc și produse cosmetice din melc, ceea ce e bine pentru că s-a dovedit că extractul de melc chiar este foarte, foarte bun pentru ten. Crema asta este o cremă tehnic vorbind de picioare, dar eu o folosesc pentru mâini. Și să știți că e foarte, foarte bună. De când o folosesc, de când am venit de la mare și o folosesc într-una, de fapt de când am cumpărat-o, s-a dovedit că e foarte, foarte bună. Este într-adevăr mai grăsut să-ți las așa o peliculă pe mână, de-aia o folosesc seara, dar dimineața mă trezesc cu mâinile hidratate, cu cuticulele hidratate, pentru că o fi bună lampa asta de unghii, lampa asta UV, dar usucă cuticulele în ultimul hal și crema în sine foarte, foarte bună. Dacă e să-mi o arăți așa, fără să-mi zici că e cremă de picioare, eu zice că e o cremă banală de mână, de mâini, adică că textura ei e mai degrabă de cremă de mâini decât crema. Ați văzut cremele de picioare câteodată sunt mai grase, sunt mai dense cumva. Nu, asta are o textură de cremă normală, așa chiar de loțiune ai putea să zici. Este într-adevăr destul de parfumată, ceea ce îmi spune că are mai mult parfum decât prevede legea în ea, dar nu-i problemă, ne descurcăm și așa. Ideea este că am început să am din ce în ce mai mare grijă la mâini, pentru că sunt uscate, sunt destul de uscate. Eu tot timpul am avut mâinile uscate, chiar și când aveam tenul gras, aveam mâinile foarte uscate.
Dar acum au început să devină din ce în ce mai uscate și nu-mi place deloc aspectul ăla. Lângă asta, e bine să aveți grijă de mâinile voastre, așa cum se spune că e bine să ai grijă de gâtul tău, pentru că degeaba ai grijă de față și fața arată bine dacă gâtul și decolteul dă semne de îmbătrânire. La fel este și cu mâinile. Mâinile sunt de fapt primele care dau semne de îmbătrânire și cred că știți, femeile acelea care arată absolut perfect, au fața perfectă, dau mâinile, se vede că nici măcar cu o cremă n-au dat pe mâinile lor, pentru că sunt mult prea îmbătrânite, poate chiar mai devreme decât ar trebui. Ultimele două produse de care vreau să vă vorbesc sunt destul de interesante, zic eu. Unul fiind un produs pe care îl tot folosesc din primăvară, de la Make Up Mayhem, dacă vă aduceți voi aminte, că atunci l-am cumpărat și încerc să fac pace cu el, pentru că ne-am tot certat de-a lungul timpului, de când l-am cumpărat, ne-am tot certat, ne-am tot iubit, ne-am tot certat și tot așa, o relație din asta cu năbădăi, pentru că nu prea îmi place culoarea, dar am ajuns în timp, folosindu-l, să-mi dau seama că este foarte, foarte bun și este vorba despre acest gel de sprâncenă de la Maybelline pe care îl folosesc, cum v-am zis, on-off din primăvară și la început nu mi-a plăcut pentru că aveam părul mai deschis cumva și mai ales la rădăcină și se vedea discrepanța foarte mare dintre părul meu și sprâncene și v-am spus că nu-mi plac sprâncenele închise la culoare, cu toate că ăsta este trendul general la majoritatea femeilor, le vezi cu niște sprâncene atât de închise la culoare și arată rău, vă îmbătrânesc sprâncenele închise la culoare, asta ca idee și mie nu-mi plac. Și de aici problema mea cu el, dar în schimb este un gel de sprâncene atât de bun. Deci este unul dintre cele mai bune geluri de sprâncene pe care le-am încercat eu vreodată, din astea cu pigment. Ăla de la Benefit, ca să fac o comparație, este foarte bun în pigmentare, în a-ți construi sprânceana cu el, în a-ți da culoare și ai varietate de culori, aia îmi place la el, dar în schimb puterea de a-ți lipi sprâncenele pe care o are ăsta nu o întrece ăla de la Benefit. Deci ăla de la Benefit nu se compară. Ăla de la Benefit doar îți dă culoare, dar nu și setează sprânceana, pe când ăsta setează sprânceana atât de bine. Și țineți cont că eu am niște sprâncene din alea de dragon. Am 3 fire în sprânceană, adică nu e ca și cum aș avea nu știu ce sprânceană, dar am niște fire de alea de dragon pentru că nu vor să stea niciodată la locul lor. Și ăsta este, cred că, singurul produs pe care l-am găsit care este efectiv super glue pentru sprâncene și pe lângă asta este și waterproof. Dacă seara nu dai bine cu apă micelară și nici cu apă micelară nu prea se ia, dacă nu dai cu un demachiant ca lumea sau nu te speli bine bine pe față, îți rămâne pigmentul pe față. Deci l-am folosit și la mare, m-am dus și la mare și am intrat în apă și nu s-a luat sub nicio formă, deci au fost sprâncenele mele tot acolo fost și v-am zis, am probleme în general cu sprânceana asta care este moștenire de la mama, scumpa de ea, că ea are sprâncenele îndreptate în jos, orientate în jos, îi se duc în jos firele și la fel e și asta a mea. Și cu orice am dat, că am încercat trucul cu săpunul, că am încercat alte geluri de sprâncene, n-am încercat cei drept gelul de fixare de la Anastasia, că și ăla am auzit că este un pic de super glue pentru sprâncene, pe ăla nu l-am încercat, ăla mai rămâne de testat să vedem dacă îmi stă efectiv, îmi stau firele de păr acolo, dar în rest, cu toate mi-am migrat sprânceana asta și când sprânceana asta este lipită și nu migrează, datorită acestui gel de sprâncene, o să încerc să mă împac cu el, chiar dacă culoarea nu este tocmai favorita mea, v-am spus, nu este tocmai pe placul meu, este deschisă, dar este totuși mult prea închisă pentru gusturile mele și este cumva rece. Știți, adică toată lumea are impresia că blondul trebuie să fie numai rece, 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 adică nu poate să existe blond cald, nu, era asta, nu, ori ești, ai un blond platinat, ai un blond rece, ori ai părul închis la culoare, adică un brunet. Deci nu se poate, nu, blondul cald nu există, este urât, nu ne place, câh, așa, și eu caut blondul la cald, de-aia vă zic, îmi place varietatea de culori pe care o au la Benefit, dar nu rezistă sub nicio formă la fel ca ăsta. În fine, da, ideea este că este foarte bun dacă vă găsiți că sunt vreo 5 nuanțe, îmi se pare mise, dacă vă găsiți culoare potrivită, este minunat. Eu de regulă îmi doresc un singur produs, dacă se poate, că știu teoria, pot să iei
pudră, nu știu de care, pot să faci... Nu am atâta răbdare. Deci eu îmi doresc un singur produs, să-l aplic, să stea, să fie acolo și seara să mă chinui să-l dau jos și am terminat povestea. Deci nu vreau 15 produse, nu vreau să-mi petrec jumătate de oră să-mi fac sprâncenele cum mai aud și pe tati câteodată că mă disperă când aud chestia asta. Ah, am stat jumătate de oră să-mi fac sprâncenele. Serios? Doamne, ferește, în jumătate de oră am un milion de lucruri de terminat. Deci în niciun caz nu vreau să stau mult să-mi fac sprâncenele. Și de-aia îmi place asta. Și ultimul produs este parfumul pe care tot așa l-am luat din vacanță de la Neserbar. Este un parfum, v-am zis eu, care tehnic vorbind n-ar trebui să-mi placă pentru că are trandafir la bază. Dar repet ce ziceam și în vlogul ăla, mie nu-mi place mirosul fake de trandafir, mirosul ăla artificial de trandafir. Ăla mi se pare grețos, mi se pare scârbos, mi se pare aiure. Ăsta, în schimb, miroase, parfumul ăsta are, este o combinație între liliac și trandafirul ăla bulgăresc sau de dulceață, care este absolut magic. Adică, nu știu, combinația este magică. Se simte întâi mirosul ăla de liliac, puțin floarea aia de liliac, care știți că îmi place foarte tare, și după aceea mirosul ăla de trandafir și miroase, parfumul ăsta miroase cumva ca, exact ca trandafirile pe care i-am aici în față și la Mary în spate, pe care vi-am mai arătat eu în daily vlogurile mele în primăvară. Cam așa miroase. Parfumul se numește Ashes of Rose și dacă treceți pe la Mesembria, prin Nesebar, în primul rând, dacă treceți pe la Nesebar, vă recomand să mergeți la Mesembria pentru degustarea de vinuri, că este minunată. Dar, dacă tot treceți pe acolo, să încercați și parfumurile, că au vreo 3, unul care este trandafir pur, din ăla bulgăresc, al doilea este ăsta, Ashes of Rose, care are și liliac, și al treilea, nu știu, ceea ce miroase, miroase ceva, ăla știu că nu mi-a plăcut, nu mai știu cum îi zice, dar știu că nu mi-a plăcut, crunt, a fost crunt. Și mai am unul bărbătesc care iarăși mi-a plăcut foarte tare, au și pentru bărbați. Așa. Da, și e un parfum pe care, pe căldură nu l-aș purta neapărat, dar cred că pentru primăvară și toamnă, așa, am abuzat, cu toate că a fost cald, acum am abuzat de el pentru că e proaspăt luat și e, așa, e, nu știu, de vara asta, ca să zic așa, și de-aia este în favorite, dar este un parfumel foarte drăguț, care mie mi s-a părut foarte interesant și, v-am zis, e puțin atipic pentru mine, pentru că eu nu sunt mare fan al trandafirului și în parfumuri, să știți, chiar dacă în parfumul este ulei de trandafir de adevăratele, și acolo foarte greu mă acomodez cu trandafirul în parfumuri, pentru că este un miros într-adevăr mai complicat, ca să spunem așa, și în general mirosurile florale nu sunt tocmai cele mai ușor de digerat, știți, combinațiile florale sunt destul de dificile în parfumul, dar ăsta mi-a plăcut. Ca să vă fac puțin să înțelegeți, poate găsiți ceva similar, miroase, cum v-am zis, puțin a liliac la început, după care se transformă în mirosul ăla de trandafir autentic și are și o tentă așa pudrată. În mie, iarăși, nu-mi plac parfumurile pudrate, dar ăsta are o tentă așa foarte subtilă de, nu știu, ceva așa pudrat peste trandafirul ăla și se simte bine, adică se simte fresh, se simte bine. Bun, și acum să trecem la lucrurile pe care nu le am aici în față și o să începem cu ceva tehnic și anume ceva cu care filmez acum și anume noul meu copil despre care vă vorbeam și într-un daily vlog și noul meu obiectiv cu care filmez și de-aia nu vi-l pot arăta. Este un obiectiv de 25 de mm manual pe care l-am luat în sfârșit după multe tânguieli și multe stat și cântărit așa. Și îmi pare foarte bine că l-am luat. Este cu precădere luat pentru poze, nu pentru filmat, deși acum filmez cu el, pot să filmez când stau jos, pot să filmez cu el, dar el este luat cu precădere pentru poze și am și reușit să fac câteva poze foarte drăguțe. La mare n-am făcut poze cu el pentru că nu m-am dus cu scopul de a face poze. Și nu ăsta a fost scopul principal al excursiei ăsteia, ci m-am dus să mă relaxez, să văd mare. Și de-aia n-am făcut poze cu el, dar face poze foarte bine și sunt mega îndrăgostită de el, deci nici nu aveți idee câte idei am acum cu el, dar să mai rezolv, să mai găsesc și niște timp, să mai rezolv niște lucruri și după aia o să trecem și la a face poze cu el, dar pentru moment cât am testat cu el,
Este minunat. Știu că v-am întrebat și pe voi dacă vă place cum arată clipurile filmate cu el. Se pare că vă place, ceea ce este minunat, nu pot decât să mă bucur. Prin urmare, here we go. Apoi, că vorbeam de la mare, când am fost la mare, am luat cu mine rochia de la H&M, aia scurtă, aia de tenis, pe care am purtat-o absolut înfiorător de mult de când am cumpărat-o. Nu știu, nu cred că vă dați seama din vloguri și din asta, dar am purtat-o înfiorător de mult pentru că îmi place la nebunie rochița aia. Este o rochiță atât de versatilă și atât de practică și este, cred că, cea mai bună investiție a mea pe partea de haine de anul ăsta, pentru că am purtat-o, deja și-am scos banii de câte ori am purtat-o, vă dați seama, de când am luat-o din primăvară și până acum, pentru că este super, super confortabilă și super, nu știu, și croiala îmi place foarte tare, fiind o croială din asta puțin 50s așa, și arată super bine și merge și cu sandale, merge și cu tenis și este minunată. Și de-aia am luat-o și la mare, chiar și Eugenia spunea că este, îi se pare interesantă, tocmai pentru că poate fi purtată cu foarte multe lucruri și pe lângă asta mi se pare că se potrivește multor tipologii de corp, adică este foarte greu să nu ți se potrivească rochița asta. Chiar am de gând să mai cumpăr pentru că este minunată, v-am zis, este super versatilă. Și chiar îmi zicea cineva, dar ce, tu nu ți-ai luat decât două rochii la tine? Nu, de fapt mi-am luat trei rochii la mine și nu am stat să fac poze în toate pentru că nu, v-am zis, nu ăsta era scopul, nu, scopul n-a fost să car după mine chestii doar de dragul de a face poze sau vloguri sau chestii ca să dea bine, ci scopul a fost altul al excursiei ăsteia. Prin urmare, de aia ați văzut-o în mai multe clipuri și tot la mare am luat și sandalele, acelea joase pe care le am de la Tom Taylor, pe care acum nu le am la mine pentru că sunt pline, încă sunt pline de nisip de la Nesebar și le mai las puțin așa. Iarăși, sandalele alea cred că sunt una dintre cele mai bune investiții, deși n-aș putea o numi investiție, că au fost foarte ieftine, dat undeva la 160 de yen lei pe ele. Sunt sandalele joase, cu talpa super subțire, dar au talpa suficient de tare și de groasă încât să nu simți ce e pe dedesubt dacă calci piatră cubică și Nesebar a fost, slavă cerului, destul de multe piatră pe jos. N-am simțit, n-am avut nicio problemă și sunt mega, mega confortabile, mega comode. Eu, știți, fiind mare amatoare de tocuri, de platforme, de talpă ortopedică și așa mai departe. Dar în ce privește sandalele astea, am nimerit-o pentru că sunt minunate și sper să le mai găsesc pe pantofi, pentru că de acolo le-am luat, cred că cu 2 ani, cred că cu 2 ani le-am luat. Odată pentru că le vreau și eu încă o dată și în al doilea rând pentru că să vi le dau și eu, să vi le pun în descriere. V-am zis, au fost undeva la 160 de lei și dacă nu le-am purtat, sunt din piele. Și dacă nu le-am purtat, cred că sunt cele mai purtate încălțări pe care le am la ora actuală, pentru că alea sunt sandalele mele de mers la magazin, de mers în oraș, de mers în vacanță, după cum ați văzut, de mers peste tot. Cel puțin vara, acum când sunt pe aici prin zonă, de mers la poze, prin câte coclauri le-am băgat săracele de ele și în câte noroaie le-am băgat pentru poze, pentru că sunt bune că dacă mă duc să fac poze nu se văd, știți? Nu vreți să știți în câte coclauri am intrat, peste tot au fost cu mine sandalele. Prin urmare, sunt super bune și sper să le mai găsesc, să vi le las și eu în descriere. Și mai avem un favorit în materie de seriale. Am început un serial nou cu care înțeleg că este o mare isterie pe internet și înțeleg de ce este o isterie pe internet, pentru că este puțin diferit de toate serialele care sunt în prezent, nu știu, populare. Este puțin diferit și este vorba despre Manifest. Magnificul serial Manifest, care mie, dacă mă întrebați pe mine așa, mie mi-aduce puțin un vibe de Lost, pentru cine a văzut Lost. Dar numai puțin, pentru că nu seamănă poveștile. Este vorba, practic, de pasagerii dintr-un avion, pasagerii și echipajul dintr-un avion, care au plecat dintr-o destinație din asta exotică de vacanță și s-au întors, trebuiau să se întoarcă în New York, în Statele Unite, și ce să vezi, cred că New York, nu? Cred. Așa. Și ce să vezi, că ei pleacă în ziua în care trebuie să plece, doar că aterizează 5 ani mai târziu. Și evident că este o problemă, pentru că cei de acasă, după 5 ani, vă dați seama că și-au declarat i-au declarat dispărut pe ăștia din avion și și-au continuat viețile, iar ăștia vin ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că pentru ei nu s-a întâmplat nimic.
și începe o întreagă nebunie. Pe lângă asta, ei mai au tot felul de abilități pe care se pare că le-au dobândit odată cu această cursă. Și e interesant, adică e interesant. Serialul nu l-am terminat, n-am terminat primul sezon pentru că sunt mai mult concentrată pe citit decât pe seriale. Acum, dar îmi place, adică așa cât un episod mai devorez din când în când și îmi place că are suspans, are puțin drama, are puțină de toate acolo. E interesant și e un, cumva un refresh raportat la toate, nu știu, chestiile care sunt în ultima vreme, că are pe mine cel puțin ca un plictisit, adică nu prea m-am mai regăsit în niciun serial din ultima vreme. Bun, și cam asta a fost clipul meu cu favorite. Dați un like și un share dacă v-a plăcut și evident sunteți invitate să îmi spuneți și voi favoritele voastre, ori din vara asta, ori din ultima vreme, ori din vacanță, ori de când vreți voi, sau dacă ați încercat produsele astea să-mi spuneți cum sunt și cum vi se par. De asemenea, nu uitați să veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.